Ionuț și Ilana n-au o căsnicie tocmai fericită. Ce s-a întâmplat? Ce faci, mă? Alta? Iar? În patul nostru? M-a dat afară din casă, vrei? Iar femeia hotărăște să divorțeze. Ce mi-ai făcut, mă? Ionuț este un jucător extraordinar. Dar când vede o femeie, e prost. Ți-am zis, ori pleci tu, ori plecăm noi. Eu în aceeași casă cu tine nu mai stau. Actele de divorț. Nu s-a răzgândit, a? Și mai mult, se vede cu un alt bărbat. Tu ești bine? Eu? Da. Da. Mi-a spus învățătoarea lui Daniel despre divorț, de-aia întreb. Cred că se grăbea să ajungă la întâlnire cu Ovidiu. Ce întâlnire? Cu cine, tati? Ceea ce îl determină pe Ionuț să ia măsuri. Te dai la nevastă mea? În primul rând că nu mai este nevastă. Nu mai e nevastă mea? Nevastă! Tu nu înțelegi că nu suntem în divizia ce? Toți sunt cu ochii pe noi. N-ai înțeles asta? Așa că Ileana se mută la Ovidiu ca să scape de el. Ce faci? Ce cauți cu femeie? Unde e Daniel? Păi a venit Ionuț și l-a luat. Asta am văzut de pe geam, dar unde e? L-a luat cu el. Păi și cum adică, mă, tu trimiți copilul cu un alt bărbat la fotbal? Nu e alt bărbat, e viitorul meu soț. Numai că... Să nu te superi, dar câteodată mi-e dor de tata. Să știi că zilele următoare o să mă mut ca să vă întoarceți voi. M-am gândit bine și aș vrea să fim din nou o familie, dacă și tu vrei. Mi-a promis că nu o să mă mai înșel. Și-l crezi? Oare va izbuti Ionuț să se țină de cuvânt? Ce-a făcut? Ce-a făcut? Ce crezi tu că a făcut?